ar trebui să mă așez așa foarte confortabil, să-mi pun telefonul pe silent, pentru că nu știu ce se întâmplă, că în ultima perioadă îmi vibrează și îmi sună telefonul în continuu și n-aș vrea totuși să auziți din două în două secunde cum bâzie Instagramul. Da, pentru astăzi, în primul și în primul rând, sper că sunteți bine, sper că vă distrați, sper că aveți o viață minunată în carantină și lucrurile sunt exact cum v-ați dorit voi. La fel cum se întâmplă și în viața mea de altfel, lucrurile sunt cât se poate de mișto, mă bucur de o stare extraordinară. Dar sper totuși să evolueze pozitiv situația și să nu se întâmple mai nasoale decât sunt. Și pentru asta mă rog în fiecare seară așa în genunchi lângă pat: Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine te rugăm, lumineaza noastră minte, lucruri bune să învățăm. Pentru astăzi, lăsăm la o parte rugile astea spre divinitate și spre îngeraș și pufoș, m-am gândit să ies un pic din zona de confort și să deschid așa ușor cutia Pandorei și să povestesc câteva lucruri interesante, zic eu, care pe mine mă animă și care, hai să le lăsăm așa, care sunt parte a vieții mele, să-i spun așa, un mail, sper să nu fie ceva important, stați așa, nu-i nimic, un subscriber nou pe YouTube, nu că n-ar fi foarte important și chestia asta, dar vreau să deschid așa cutia Pandorei în clipul de astăzi și, dacă nu v-ați dat seama din descriere, să povestim niște lucruri despre metoda cercetării infracțiunii de omor. Eu nu știu dacă am mai povestit despre chestia asta la mine, pe cred că am mai vorbit în timpul vlogmasului, dar n-am luat-o așa cum mi-ar plăcea mie să dezvolt subiectul, să povestesc niște lucruri pe care le-am asimilat în drumul meu acesta minunat al vieții, despre știința criminalisticii, despre cum se întâmplă lucrurile, despre cum se cercetează propriu-zis o infracțiune de omor, despre cum se află făptașul în cazul unei infracțiuni de omor. Și astăzi dimineață, credeți-mă că am stat vreo 3 ore să-mi notez niște informații cât se poate de generalo, în detaliu, să zic așa, pentru că nu îmi doresc să intru în terminologie foarte alambicată, astfel încât să mă înțelegeți, pentru că sunt niște lucruri foarte interesante și am stat să-mi frec creierii dimineața asta încercând să fac niște lucruri aici și mi-au ieșit, mi-am notat aici pe calculatorul ăsta pe care, slavă cerului că l-am salvat, nu știu cum s-a întâmplat, nu știu dacă am povestit, dar săptămâna trecută am aruncat o cană plină cu cafea, un soi de cană de asta, plină cu cafea pe el, vreo două zile n-am putut să-l folosesc, dar după aceea am înviat din morți, precum Lazar și-a revenit la viață și mulțumesc celui de sus, mă... Pare să că părinții mei de acolo din cer, de unde sunt, Dumnezeu să vă odihnească, au grijă de mine, au grijă și de electrocasnicele și de electronicele mele, pentru că nu știu cum s-a întâmplat, că eu n-aș fi crezut că o să-și revină, dar vă mulțumesc, tată și mamă, și să știți că sunt cu sufletul la voi și vă mulțumesc pentru că sunteți și voi alături de mine. Lăsând la o parte chestia asta, vreau să știți că mi-am notat aici câteva lucruri ca să nu mă pierd, pentru că este de fapt un volum de informații destul de mare pe care îmi doresc să-l împărtășesc cu voi așa cum trebuie, să nu am lacune în măsura în care se poate și să mă înțelegeți. Nu știu dacă o să-mi iasă tot subiectul într-un singur clip, pentru că e ceva absolutamente enorm, informația este absolutamente enormă și vreau ca, nu știu, să învățați și voi alături de mine lucrurile pe care le-am dobândit eu de-a lungul experienței mele în ceea ce înseamnă chestia asta, să zicem așa. Da. Și în primul rând vreau să fac așa o prezentare a criminalisticii conform autorilor de specialitate. Criminalistica reprezintă o știință multidisciplinară, dacă nu știați. Este o știință de sine stătătoare care elaborează prin mijloace proprii metode îndreptate în scopul descoperirii, fixării, ridicării, examinării și interpretării probelor judiciare în vederea aflării adevărului și a descoperirii infractorilor în cazul infracțiunii, ce să vezi, de omor. Criminalistica nu e o știință atât de, nu știu, simplă precum ați crede. Ea are o foarte... Mamă, dar ce serios m-am făcut să-mi bag picioarele. Trebuie să o las mai moale, că simt așa că sunt foarte profesor. Sigur. Criminalistica, după cum am început să vă povestesc, e o știință extrem de complexă, care are legături foarte strânse cu alte domenii, precum
fizica, chiar dacă n-ați crede, are legătură cu fizica, are legătură cu psihologia, are legătură cu chimia, pentru că oarecum toate astea duc la soluționarea cauzelor și spețelor de natură penală și conduc anchetatorii la aflarea adevărului în cazul, spre exemplu, a unei infracțiuni de omor. Da, infracțiunile contra vieții și, mă rog, o să mă axez aici pe omor în DOS, pentru că oarecum vreau ca în direcția asta să concentrez subiectul clipului de astăzi. Infracțiunile contra vieții, precum le-am notat aici în documentul ăsta, că sunt niște chestii foarte, foarte tehnice pe care chiar nu vreau să le memorez. Așadar, infracțiunile contra vieții au ca obiect juridic relațiile sociale referitoare la dreptul la viață al individului. Fiecare persoană luată individual apare ca titular al dreptului absolut la viață, iar toate celelalte persoane apar ca obligate să respecte dreptul la viața al persoanei și să nu atenteze la acesta. Apărarea omului și implicita dreptului acestuia la viață ar trebui să fie un deziderat al autorităților, dat fiind faptul că omul este ființa cea mai superioară a acestui univers, aceasta fiind responsabilă cu propagarea și perpetuarea informațiilor dobândite de-a lungul vieții urmașilor și urmașilor acesteia, fiind un lucru extrem, extrem de important de care autoritățile ar trebui să se îngrijească. După cum am spus și anterior, omul este titularul dreptului la viață și nimeni pe pământul ăsta n-are dreptul să ne ia acest drept. Însă, întrebarea care se pune de foarte multe ori în ceea ce înseamnă literatură de specialitate este care este concret momentul în care un om este în viață și care este momentul în care acesta nu mai este în viață. Ei bine, dacă ne luăm după experții în anatomopatologie, am spus-o corect, un om este în viață de-abia atunci când acesta are o viață extrauterină independentă și nu mai are nevoie de suportul mamei ca să respire, deci acesta este teoretic în afara uterului și respiră singur. Cât despre momentul în care o persoană este declarată sau este moartă, este considerată decedată, știu că sună foarte morbid, dar e interesantă și chestia asta, experții criminaliști, mă rog, medicii, afirmă că un om este considerat decedat sau mort de-abia atunci, în momentul în care activitatea trunchiului cerebral încetează. Nu se înțelege că acela este momentul în care terapiile și îngrijirea bolnavului se încetează, pentru că atunci vorbim despre eutanasie, care este ceva interzis, deci nu există, cel puțin la noi în țară, nu există posibilitatea eutanasierii persoanelor. Momentul în care activitatea cerebrală încetează, atunci putem să discutăm și despre donarea, în cazul în care familia, aparținătorii, mă rog, sunt de acord, putem atunci să discutăm despre donarea de organe și de țesuturi, pe care eu, cel puțin, o încurajez în cazul în care, nu știu, există posibilitatea ca să existe donator în sensul acesta și, nu știu, integritatea organelor, a țesuturilor n-a fost afectată, spre exemplu, de un accident. Eu încurajez donarea de organe pentru că prin treaba asta putem să salvăm viețile altor persoane. Lăsând la o parte treaba asta temporală și definirea concretă a momentului în care o persoană este în viață și a momentului în care aceasta nu mai este în viață, ajungem la esența clipului, cum îmi place mie să definez treaba asta, și vă vorbesc despre infracțiunea de omor. Însă vreau să știți că treaba asta n-a fost considerată întotdeauna una periculoasă și dreptul la viață n-a fost întotdeauna ocrotit de către lege. Dacă este să facem așa o incursiune în trecut și să ne raportăm la perioada romană, putem să aflăm cu stupoare că pater familia avea drept la viață și la moarte asupra sclavilor și, precum zicea Titus Lucretius, viața nu este proprietatea nimănui, acesta fiind un uzufruct general al tuturor. Făcând așa o abatere de la treaba asta, întorcându-ne în prezent, conform codului penal al României, există două modalități agravante ale omorului, fiind vorba despre omor calificat și omor deosebit de grav. Nu se înțelege că acestea două sunt singurele forme de omor care sunt incriminate și pedepsite de către legea penală.
Mai există și fapte care intenționat au produs din culpă un rezultat mai grav, respectiv moartea unei persoane. Omorul calificat constă în uciderea unei persoane, dacă nu v-ați prins, definit fiind ca o împrejurare în care cu premeditare se suprimă viața unei persoane, din interes material se suprimă viața unei persoane pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la răspunderea penală sau de la executarea unei pedepse, citesc acum din codul penal ca să ne înțelegem, pentru a înlesni sau ascunde săvârșirea altei infracțiuni de către o persoană care a comis anterior o infracțiune de omor sau tentativă de infracțiune de omor asupra a două sau mai multe persoane, asupra unei femei însărcinate sau prin cruzim. Dacă este să definim, sau mă rog, să definesc că eu Saci care vorbește cu un microfon și cu o cameră, deci dacă este să definesc comportamentul criminal, urmarea experienței pe care am dobândit-o în acest minunat domeniu, vreau să știți că comportamentul criminal nu este ceva cu care ne naștem, precum nu este ceva cu care, nu știu, pe care îl moștenim, că am tot auzit și dilema asta că, vai, dacă tatăl tău a fost criminal, cu siguranță o să fii și tu. Fraților, nu e adevărat. Un criminal devine criminal fiind pus în anumite contexte și, nu știu, fiind un cumul oarecum de factori care conduc la apariția caracterilor criminale, precum și rolul victimei în comiterea infracțiunilor. Vreau să vă spun că și în treaba asta există o foarte mare pondere pe care victima o are. Criminalul, conform specialiștilor, în marea majoritate a comiterii unor infracțiuni, joacă un rol dat de două elemente. Primul element care declanșează apariția unui act criminal este apariția ideii, aia de pe creier. În momentul în care, nu știu, spre exemplu, iubita ta te înșală, tu te gândești, nu faceți chestia asta, e doar un exemplu tâmpit pe care vreau să-l dau, că n-am altul concret pe care să vi-l dau. Așadar, momentul în care ideea comiterii unei crime în mintea criminalului este, spre exemplu, nu știu, dacă iubita sa l-a înșelat cu, nu știu, cel mai bun prieten care avea un Rolls Royce. Și circumstanțele în care efectiv se comite infracțiunea. E bine, între astea două elemente, victima joacă un rol decisiv și s-a demonstrat de foarte multe ori că, nu știu, foarte multe cazuri, în foarte multe cazuri, victima a avut și un rol instigativ în producerea actului criminal și aceasta a pus, oarecum, să zic așa, într-un limbaj mai colovial, aceasta a pus paie pe foc în comiterea infracțiunii. De asemenea, s-a demonstrat urmarea studiilor că foarte multe acte criminale s-au produs între victimă și agresor care se cunoșteau. Este foarte puțin probabil ca să existe așa întâmplări între o persoană care nu a cunoscut-o pe alta, între astea două să se producă un act criminal. Și odată cu partea asta vreau să închei clipul de astăzi, nu înainte de a vă ruga cu considerație și cu respect să-mi lăsați în comentarii dacă mai vreți să vorbesc despre treaba asta, dacă vreți oarecum să duc treaba asta mai departe, pentru că, după cum v-am spus, treaba asta cu definirea metodelor de cercetare a infracțiunii de omor este ceva extraordinar de complex și n-apuc să, nu știu, înglobez toată informația pe care o dețin în cadrul unui clip, că probabil v-ați dat cu capul de pereți și ați scuipa ecranul, nu vă la mine ați avea răbdare, că e foarte mult. Așadar, v-aș ruga foarte respectuos să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să mai continui pe subiect, dacă vreți să mai pedalez pe subiectul ăsta. De asemenea, să dați un like clipului de astăzi dacă vă place, să știu și eu că, nu știu, există interes. Să vă abonați canalul meu dacă vă place mufa mea și până data viitoare, când va fi vineri, să nu uitați să vă abonați și să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți să mai fac materiale în direcția asta. O zi mișto și toate cele bune! Enjoy!